Fetelor, vreți să chem un taxi sau mergem cu mașina? Cu mașina? Eu iubesc mașina noastră! Fetelor, chiar arăt bine? Nastia, arăți minunat! Oh, fetelor! Hei, cum arăt? Oh, bine, nu e prea scurtă fusta, e așa de cald, doamne! Arăți minunat! Mersi! Da, fetelor, v-ați îmbrăcat, dar nu mă luați cu voi pentru că nu mă potrivesc cu felul în care v-ați îmbrăcat acum. Uitați-vă! Mascotă, mergem la shopping ca fetele! Plus că vrem să oprim un parc. Apoi la McDrive. Vrei ceva de acolo? Oh, un meniu mare. Ok, mascotă, se rezolvă. Ai grijă! Pa, pa! Avem antrenamente mâine, deci să nu stai prea târziu, mascotă. Fetelor, vă voi aștepta. Să ne cumpărăm haine noi. Bună ziua, profesor Mike. Bună ziua, Bunny, unde mergeți îmbrăcate așa frumos? Oh, fetelor, avem de trecut niște obstacole până la mașină. Profesor Mike, vrem să mergem la cumpărături și să-i luăm mascote de mâncare. V-am lăsat... Mi-ați lăsat să mergem, profesor Mike, nu mai știți? Am vorbit săptămâna trecută. A, doamne, memoria mea, ok, aveți grijă, să nu stați okay, mult. Ok, profesor Mike. Bine, drăguțea, să te scoatem la o tură. Diana, lasă vorba, hai să mergem. Vai, vin basketbaliștii! Of, ok! Vai, fetelor, mașina nu pornește! Nu înțeleg, vrei să spui că nu putem merge? Haideți să luăm taxiul! Nu înțeleg, ce-i cu mașina? De ce nu pornește? Care-i problema? Bună, basketbaliștilor! Hei! Uite, Diana și cu fetele merg undeva! O ieșit pe afară? Vom afla curând. Doamne, care-i problema? Nu înțeleg! Basketbaliștilor, ce căutați aici? Aveți treabă pe aici? Avem nevoie de ajutor! Fetelor, nu avem nevoie de ajutorul lor! Fetelor, împingeți! Bine, și eu o să încerc să o pornesc! Ok! Simt că nu pot împinge mașina când se uită basketbaliștii la noi! Timur și Smiley, ce e așa interesant de văzut? Întoarceți-vă acum! De ce să facem asta? Ne uitam la bec, nu la mașina voastră? Da! Aha, la bec, desigur! Of, de ce? De ce? Te-ai stricat fix când aveam nevoie de tine! Nu e corect! Ne-ai dezamăgit, mașino, ne-ai lăsat baltă azi! Wow, sunt așa supărate! Mașina nu va porni, aveți nevoie de ajutorul vostru? De ajutorul vostru nu! Poate să-i cerem lui mașina? Da, sigur va dori! Diana, ce-i cu mașina? Dacă vrei, te pot duce eu oriunde ai nevoie, să știi. Da! Ce? Are o mașină cu două locuri. Nu mersi, Dima. Nu e problemă. Diana stă lângă mine și voi puteți merge cu camionul, eventual. Ce? Cu camionul? Dima, mersi, dar nu. Prietenele mele nu vor merge cu camionul. Mi se pare mie sau acest fotbalist se dă la fetele noastre? Așa se pare. Hei tu, băiete, lasă-ne fetele în pace. Ai auzit ce am spus? Ha? Cine a zis că sunt fetele voastre? Nu cred că vă mai aparțin. Diana, mai ești cu Smiley? Dima, lasă-ne! Și voi, basketbaliștilor! Știi ceva, Diana? Poate ar fi cazul să cumpere o mașină nouă. Mă simt atât de groaznic, suntem așa frumoase, dar mașina e stricată și acest fotbalist stă aici și se dă mare cu mașina lui. Fetelor, aveți idee cât costă o mașină nouă? Basketbaliștilor, nu mai stați pe lângă noi, bine? Să mergem la rulotă și să bem un mojito. Diana, putem chema un taxi? E o variantă. Fetelor, nu mai am chef să mai merg nicăieri, bine? Gata. Vai, ce rău îmi pare pentru fete. Le putem repara noi mașina? Ce sunt eu, mecanic? Nu mă bag. Ok, să mergem să ne antrenăm. Pizza, fă-ne mojitouri! Bine, fetelor, știți că nu sunt obihitoare, dar nu mă mai pot abține! Ce s-a întâmplat? Nu mai pot să tac! Fetelor, li s-a stricat mașina! Ce, pe bune? Frogs, n-aveți altceva mai bun de făcut decât să ne bârfiți pe noi? Nu vă mai băgați în problemele altora! Credeți că vom rămâne așa? Nu, ne vom cumpra o mașină nouă în curând! Pizza, fă-ne 3 mojitouri cu căpșuni! Te rugăm! Bine, fetelor, voi ce faceți? V-ați găsit loc de bârfă și stați pe aici? Ce, e interzis să discutăm despre ce se întâmplă în casa de la țară? Mașina voastră s-a stricat și suntem curioase! Ne place să vorbim despre voi! Nu despre ele, ci despre mașina stricată! Diana, tu ce cauți aici? Te-ai gândit la propunerea mea? Sunt aici, să știi! Nu, Dima! Diana, te pricep la diamant! Ryan, desigur, sunt fată! Toate fetele se pricep la asta! Uite, ai un inel cu diamant! L-am luat ieri! E frumos, nu-i așa? Ce zici? Ryan, tu chiar vrei să mă păcălești! Ăsta e doar zirconiu! Știi ceva, Iana? Nu știi totul despre diamante. Thomas, spune-mi ce fel de inel e ăsta? Cu diamant. Thomas, nu mai fi de acord cu tot ce zice Ryan. De ce te comporți așa în preajma lui? Spune-mi. Că
Carina e prietenul meu. Știți ceva, colegi? Nu prea-l cred pe Ryan. De unde credeți că are el bani pentru un inel cu diamant adevărat? A spus că a strâns bani timp de un an. De ce îl credeți? Și eu spun că am strâns bani un an și să cumpăr ceva fals și să vă fraieresc pe toți. Oh, Ryan, nu te crede nimeni. Vezi, până și ratații pun la îndoială. Carina, nu e făcătură. Mergem acum în cameră și îți arăt certificatul, serios. Vai, Brăvațchi, chiar și el are un inel cu diamant și eu stau cu mâinile goale aici, nu vezi? Iolia, pentru ce să ai un inel cu diamant? Ești frumoasă și fără Brăvațchi, cred că îți spui asta doar ca să nu-mi cumperi inel, de-aia. Destul cu diamantele astea. Diamantele nu sunt așa importante, nu, Ryan? Pentru mine sunt. Ryan, nu-i băga în seamă, ești foarte cool și la modă. Dacă nu aveam iubit, poate că aș fi și cu tine. Fetelor, plecăm și noi odată. Ok, colegi, avem multe de făcut. Ne vedem diseară, pa, pa tuturor. Pa, pa. Diana, vă aștept aici în caz de orice. Pa, pa, Dima, ne vedem diseară. Păi și acum unde se duc astea? Poate că deja se gândesc la o mașină nouă. Da, sigur, de parcă ar fi milionare. Doar vorbesc și ele, sigur vor duce mașina asta la reparat. De ce stau Zalina și Abby așa de mult la baie? De parcă Zalina nu știe regulile. Vai, băieți, chiar e ok pentru voi ca Abby să locuiască aici? Serios? E totul în regulă, ne-am obișnuit cu fetele. Ne vom obișnui și cu ea, de ce să tot stăm să ne plângem? Ha, ia ziceți. Cu mine am vorbit, nu mă băgați în discuțiile voastre. Nu vreau să bă, am de-a face. Zalina, unde ești? Haide mai repede. Mai încet, nu e casa ta, ai auzit? Nici unul dintre noi. Zalina a făcut totul bine. Nu sunt ca voi, eu am minte, da. Ascultă, fotbalistule, ai face bine să-ți sigura închisă, da? Și să taci! Nu mă speriați! Zalina mi-a spus să nu vă bag în seamă, da. Zalina, mai stai! Ascultă, Zalina, trebuie să ies de aici cumva. Trebuie să fac ceva. Dă-mi un sfat ca să pot deveni așa cum eram înainte. De ce te agiți atât? Ești bine așa cum ești. Hai să fim prietene, nu vrei? Tu ești antrenoarea și eu majoreta. De ce ai nevoie de acele adolescente nebune? Spune-mi! Oh, sigur că pot fi prietenă cu tine, dar când voi scăpa de aici, nu vom mai fi. Deci îmi poți da niște sfaturi să scap? Oh, Costea mă așteaptă. Nu am niciun sfat pentru tine. Ai face bine să-i acorzi atenție fratelui meu, Zup. E un drăgălaș. Cam atât. Uită-te la Zup. E un șarpe. Știe cum se obține totul de la oameni. Ce tot atâta Zup încolo și încoace? Zup mă enervează. Zalina, ce a durat așa mult? Costea, știi și tu, sunt fată, trebuie să mă pregătesc. Zup, apropo, Abby e plictisită, fă-i un tur al casei, haide. Bine, unde e? La baie, se spală pe dinți. Nu e problemă, se va obișnui cu mirosul. Ok, Zalina, să mergem, am obosit deja frații tăi. Frații mei sunt normali. Ok, să mergem, haide. Ei bine, am plecat. Hai, du-te, du-te o dată. Ce-ar trebui să-i spun? Zup, dacă nu ești în stare să vorbești cu o fată, stai la locul tău, băiete. Zac, e clar că nu te pricep deloc la asta. Vei învăța ușor. Ok, să mergem. E bine, nu-l va plăcea. Da, e așa speriat de bombe. Fetelor le plac băieții sigur pe ei. Vai, vai, cum fac eu să ies de aici? Bună, Abby. Zalina mi-a zis că te plictisești aici. E adevărat. Nu, mă distrez foarte tare. Ieși de aici acum. Nu, Zup, mi-am schimbat părerea. Scuze că am fost așa reau cu tine. Te rog, intră și închide ușa. Ok, cum dorești. Zup, observ că ești un tip puternic, cel mai normal de aici. Poți să mă sfătuiești cum să scap de asta? Ce, vrei să mă fraierești? Nu-ți spun! Am glumit că ești normal, ești ca ceilalți, un zombi plictisitor. Fetelor, nu mai fiți nervoase. Mascotă, nu înțelegi, noi suntem banii, avem nevoie de o mașină. Mașina asta ne-a dezamăgit complet. Până și Dima ne-a zis că s-a stricat mașina și și-a bătut joc de noi. Fetelor, cum adică? Aveți nevoie de o mașină nouă? Da, și eu cred același lucru. Trebuie să cumpărăm o mașină care se potrivește perfect cu noi. E greu de găsit așa o mașină, nu? Ar trebui să fie roz. Ar fi foarte drăguț așa. Sigur ar fi frumoasă. Fetelor, mașina ar trebui să fie pufoasă. Diana, te gândești la ce mă gândesc și eu? Fetelor, ne trebuie una ca cea folosită în videoclipul meu. Vreau, vreau, vreau. Fetelor, dacă ați avea așa ceva, ia-ți înnebunii pe toți. Așa, nimeni nu și-ar mai permite nici măcar să se uite la mașina noastră. Dar nu știu dacă vor să o vândă. Fetelor, depinde câți bani oferiți. Păi, eu mi-am strâns ceva bani pentru cercei, deci... Am o sumă, bunicică. Cine e gata să se bage? Eu am strâns pentru telefon, dar ok, mașina e mai importantă. 5.000.
Fetelor, eu voiam să cumpăr un costum nou de mascotă, dar mașina e mai importantă, da. 10.000. Mascotă, n-ai decât te iubim! Nastia? Ce e cu Nastia? Nu am strâns pentru nimic. Am câțiva și eu. Ajută 1.000? Da, Nastia, ajută. Haideți să calculăm câți avem acum. Vom avea o mașină nouă? Da, vom avea. Costia, când ne vom căsători? Zalina, când vom deveni normal, vom merge la o școală normală și vom învăța împreună. Atunci vom face asta. Cum adică? Zalina, un prieten m-a lăsat. Am și părinți. Ce vor zice când vor vedea că arăt așa? Costia, spune-mi adevărul. Dacă nu voi deveni normală, mă vei părăsi? Zalina, trebuie să devenim amândoi normal și vom rămâne împreună toată viața. Ce cuplu, vă îmbrățișați, a? Da, Costea, nu contează cum arăți. Apropo, voi căuta un nou coleg fotbalist pentru echipă. Pa, pa! Eh, Dima, Dima, cândva eram cei mai buni prieteni. Costea, nu mai e prietenul tău. Zalina, trebuie să devenim oameni. Wow! Costia, nu fi gelos. Nu sunt gelos, sunt doar șocat. Bani, au o mașină nouă. Fetelor, uitați-vă, suntem aproape de rulotă. Să mergem, vreau să le arătăm mașina. Fetelor, nu vă dați mari, vă rog. Ba da, mascotă, ne vom da mari în fața tuturor. Banii lipsesc de ceva timp. Profesor Mike nu se vor întoarce curând, pentru că merg pe jos. Frogs, nu mai râdeți. Râdeți doar de problemele altora. Colegi, cafeneaua se va închide. Grăbiți-vă, ultima comandă. Mai vreau o limonadă. Vorbesc serios, e diamant. Uita. Ryan, încetează cu asta, te rog mult. No, bine. Nu vreau să vă mai conving. Ăsta e diamant. Oh my god, alea sunt banii? Wow, au o mașină! Roz, ca părul meu. Brovatsky, nu vreau un inel cu diamant, vreau o mașină ca aia. Iulia, nu te uita la mașina aia. Wow, dar de unde au luat-o? Vai, nu mă așteptam la asta. Fetelor, ce e asta? Credeam că ați luat haine. Oh my god. Nici nu știu ce să spun. Trebuie neapărat să afle Lalea. Alo, Lalea, am vești importante. Stai jos să nu cazi din picioare. Wow, ce mașină, banii au promis că mă lasă să o conduc. Profesor Mike, am ajuns la timp? Ne-am mișcat repede, nu? Fetelor, de unde ați luat asta? Mașina asta este a noastră. De când am filmat videoclipul cu ea, am știut că va fi mașina noastră din prima. Nimeni nu va mai spune că mașina noastră e o rablă. Și eu voi fi cu fetele. Da, așa. Bine, fetelor, să plecăm de aici. Vrem și noi o mașină ca asta. Ați spus ceva? Nu, nimic. Fetelor, felicitări! Mașina e super! Ne luați și pe noi o tură, a? Ne vom mai gândi! Pizza, dă-ne un tort aniversar și 4 limonade! Să sărbătorim noua noastră mașină! Așa mașină merit să conduc pentru cei inel cu diamanta. Fetelor, vă mai aduceți aminte de dragul vostru prieten? Da, fetele minunate sunt într-o mașină minunată! Asta e, copile, nu ne vom da bătuți, încă mai avem șanse la ele. De ce ați dat banii pe așa ceva? Nu avem piscină sau trambulină. Ar fi fost mai bine să dați banii pe ceva ce aveam nevoie în tabără. Poate am fi făcut asta dacă v-ați fi comportat și voi normal. Ați fost toate împotriva noastră. Ne-ați bârfit și ați râs de noi într-una. O, pizza, mai vreau aripioare prăjite, da. Voi face acum, nu-ți face griji, mascotă. Fetelor, trebuie neapărat să mergem la băieți cu mașina noastră nouă. În sfârșit îl voi vedea pe Zac și eu pe Zacat. Fetelor, eu nu voi veni cu voi la băieți, nu. Bine, mascotă, nu fi dezamăgit. Vom merge și mâine cu mașina. Trebuie să facem ceva. Băieți, aveți mâncare normală în casa asta? Zalina e la întâlnire, noi nu gătim. Cum să mă dau la Abby? Du-te la ea, îmbrățișează-o și spune-i: Abby, te plac și eu. Cu încredere, cu încredere. Fetelor, le plac bărbații, sigur pe ei. Ok, voi încerca. Ok, hai să ne uităm. Haide. Abby, te plac. Ascultă-mă bine, Zup. Dacă mai pui odată mâna pe mine, te lovesc direct în față. Da, Zup are zero șanse. Da. Da, e nesigur. Ne-am întors. Vai, ce plimbare frumoasă am avut. Banii și-au luat o mașină pufoasă. Costea, nu fi gelos. Mie nici nu-mi place rozul.
ce? Le-ați văzut pe banii? De ce nu le-ați adus aici? Calmează-te, Abby. Da, dacă fetele și-au luat o mașină nouă, sigur vor uita de noi. Nu, au zis că vor veni azi. Dacă și-au luat o mașină nouă, ne vor da o tură mâine, nu? Aha, sigur, să nu mai sperați, și-au luat figuri, sunt arogante. Bine, cui este foame acum? Pot găti o cină delicioasă. Mie mi-e foame, pot mânca paste carbonara? Nu avem paste, avem piure de mazăre și broccoli. Da, da, știu, nu prea ai din ce alege, dar Zalina gătește un piure excelent, să știu, fai, foarte bun. Da, până și mie îmi place. Te vei obișnui. Bine, voi face piure de mazăre. Costea, vino cu mine. Oh, Costea, bună! Băieți, bună! Văd că aveți o nouă colegă de apartament. Oh, au venit starurile. Vreți să mă luați de aici? Diana, știam că veți veni. Ați cumpărat o mașină, da, nu? Da, Zip. Antrenoare Abby, realizezi că nu te poți întoarce arătând așa, nu? Arătând așa, nu te va lăsa nimeni să intri în casa de la țară. Zac, am cumpărat o mașină așa de frumoasă. Trebuie să o vezi 100%. Fetelor, duceți-mă, vă rog, înapoi la casa de la țară. Vă promit că voi fi cea mai tare antrenoare și nu voi mai țipa la voi. Abby, nu e nevoie să te întorci, rămâi aici. Abby, nu vrem asta. Trebuie să vă împăcați cu proful Mike. Poate 3 săruturi cu proful Mike vor rezolva situația dumneavoastră. Mike? Cine e Mike? Fetelor, glumiți? Vă bateți joc de mine? Antrenoare Abby, ar fi trebuit să vă comportați frumos cu noi încă de la început. Oh, miroase a piure de mazăre. Deci vom rămâne la cină. Dragilor, dați like, abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel și așteptați noile noastre episoade. Ne vedem cu toții, pa, pa! Pa, pa! Mike, nu voi face eu primul pas. Abby, Mike, nu te merită. Lasă-mă! Zip, Abby și Zup sunt un cuplu atât de drăguț. Da, se ceartă tot timpul. Mâine te voi scoate la o plimbare în noua mașină.